Oamenii legii sunt pe urmele unor agresori care au făcut ravagii într-un bar din centrul orașului Murfatlar. Totul a pornit de la o șicanare în trafic. Poliția a fost sesizată că într-un bar din localitatea Murfatlar a avut loc o altercație cu participarea mai multor persoane. Din primele cercetări a rezultat că un grup de 7-8 tineri a intrat în acest bar și fără un motiv aparte au lovit la întâmplare persoane care se aflau în barul respectiv. S-a constituit un colectiv de polițiști care efectuează cercetări cu privire la motivul care a generat acest scandal, identificarea tuturor participanților și luarea măsurilor față de cei vinovați. Angajata barului a declarat că scandalul nu a durat mult. Indivizii au intrat în bar înarmați cu băte și cuțite și au început să lovească în stânga și în dreapta, după care au dispărut. Au intrat foarte multe persoane destul de mari cu băte, cuțite și au început să dea în toată lumea. Au amenințat, au spus ceva, au întrebat nu, și nu, ceva, nu. Nu au spus nimic, pur și simplu au început să dea în toată lumea. Cum ați reacționat? Angajați, ați putut să faceți ceva? Nu, am intrat în bar și a trebuit să apăs butonul de panică și am așteptat firma de pază, nu am avut ce face. Victimele au ajuns de urgență la spital cu numeroase contuzii. Au fost trei victime preluate cu două echipaje, un echipaj smurd și un echipaj de la ambulanță cu asistent. Erau conștiente, colaborante, provenite dintr-o politraumă prin agresiune fizică, într-un bar. Au fost transportate în condiții de siguranță, urmând a fi investigate în serviciul de urgență al Spitalului de Urgență Constanța. Misiunea polițiștilor este una dificilă și îngreunată, și asta deoarece imaginile surprinse pe camerele de supraveghere sunt stocate la sediul central al firmei din București.